păcate, astăzi am asistat cu toții la o mare mizerie. Viitorul fost consilier, trădătorul Dan Diacoru de la PNL, actualmente PSD, PER, nu se știe, cred că nici el nu știe de unde face parte. Sper ca în cel mai scurt timp să nu mai facă parte din Consiliu, astfel încât în viitor să avem din nou majoritate. Mulțumim încă o dată tuturor craiovenilor care ne-au acordat votul și ne-au dat încredere. Ceea ce s-a întâmplat însă astăzi aici este o bătaie de joc la adresa tuturor cetățenilor municipiului Craiova. Prin asigurarea unei majorități, așa cum spunea și colegul meu Marian Vasile, o majoritate efemeră, o majoritate de conjunctură negociată pe sumese și vrem să asigurăm pe toți locuitorii municipiului Craiova că noi vom continua lupta și vom fi împreună aici pentru următorii 4 ani să ne opunem, după cum vedeți, acestei caracatițe PSD. Mulțumesc. Poți să spun și eu ceva? Vreau să vă spun că acest trădător, Dan Diaconu, nu are nicio legătură, nu reprezintă Partidul Național Liberal. El va fi exclus, chiar dacă nu vine să-și dea demisia, bineînțeles că nu va veni. Va fi exclus din partid și a bătut joc de toată majoritatea de dreapta, de toată munca noastră și a vândut viitorul nostru al întregii comunități craiovene pentru următorii 4 ani. Să-i fie rușine, este un zero barat și pentru noi nu reprezintă nimic altceva decât un trădător ordinar.